Este incontestabil faptul că suntem dependenți de limbaj și evoluția limbajului a adus de la sine evoluția omenirii. Să fim sinceri, nu cred că am fi ajuns prea departe dacă rămâneam la vechiul... În realitate, suntem singurele animale care simt nevoia să își exprime toate gândurile, impresiile și sentimentele și, desigur, acest lucru ne-a făcut să plecăm de la gesturi și sunete primitive la stadiul în care avem limbi diferite în funcție de zona în care locuim. Și totuși, nu putem să nu fim curioși referitor la limbile vorbite în antichitate și să analizăm progresul pe care limbajul l-a avut de-a lungul timpului. Începuturile limbajului. Știm faptul că limbajul este cheia care deschide porțile civilizației, însă persoanele care nu au fost înzestrate cu darul vorbirii se pot exprima foarte bine prin limbajul semnelor. Astfel ne gândim la faptul că primii oameni de pe pământ s-au înțeles prin semne care au progresat cu timpul. Se pare că aceasta era cea mai bună variantă la acea perioadă, întrucât sunetele emise de aceștia nu puteau exprima activități prea complexe, ci doar activități pe care le puteau mima. La Universitatea din Wisconsin-Madison, cercetătorul Marcus Sperman a reușit printr-un simplu exercițiu să arate faptul că mormăielile strămoșilor noștri au reprezentat mai mult decât noi am crede astăzi. Așadar, acesta și-a pus în aplicare exercițiul prin care dorea să exprime cuvinte ceva mai complexe care nu puteau fi reprezentate prin mimică, ci mai exact prin vocalizări simple. Astfel, din cele 9 perechi de studenți implicate s-a sesizat o asemănare a felului în care aceștia potrivesc vocalizarea și semnificația cuvântului de referință. Rezultatul acestui mic experiment a prezentat poate chiar în premieră faptul că proprietățile acustice ale unui cuvânt seamănă cumva cu sensul pe care încearcă să îl transmită. Evoluția limbajului. Sunt multe teorii care își propun să justifice evoluția limbajului și felul în care am reușit ca din niște simple vocalizări să structurăm cuvinte care să descrie lucruri, acțiuni, ca mai apoi să le încadrăm în propoziții și să putem comunica la un nivel avansat. Spre exemplu, extrapolând, ne putem lua ca punct de referință penajul păsărilor. Se spune că penajul păsărilor a fost inițial o adaptare a acestora pentru a înfrunta vremea friguroasă, ca mai târziu să servească un rol important în zbor. Așadar, este posibil ca în cazul nostru să fie vorba despre o creștere intelectuală care, la un moment dat, a trebuit să se materializeze cumva și astfel a început să se dezvolte limbajul. Știința ne arată acum că este posibil să fie existat deja structuri neuronale care să permită evaluarea limbajului, ceea ce înseamnă că am avut parte de un creier adaptat, dar totuși nu explică neapărat limbajul în întregime cu toate complexitățile sale. Faptul incredibil prin care am ajuns la cuvinte care încadrate corespunzător descriu acțiuni importante poate să fie într-o legătură puternică cu selecția umană. Putem fi siguri pe faptul că un Homo sapien cu abilități de comunicare complexe are avantaje față de verișorul său care se limita la un singur cuvânt. În final, acest lucru nu ar fi fost posibil fără o evoluție corespunzătoare a creierului. Procesul, odată început prin cuvinte, s-a extins treptat și a ajuns să formeze limbi. Mai exact, fiecare trib avea câte un dialect care trebuia respectat, iar noi vom analiza cum sunau aceste limbi vorbite în antichitate. Egipteana antică. Limba egipteană antică aparține familiei lingvistice afroasiatice, uneori clasificată în familia de limbi semito-hamitice, care a apărut predominant în peninsula arabică și s-a stabilit în regiunile din sud-vestul Asiei și Africii de Nord. Hieroglifele antice egiptene datează din 3400 înainte de era noastră. În acea perioadă a limbii egiptene antice s-au produs multe schimbări, determinând cercetătorii să o împartă în 5 faze principale. Greaca veche. Asamficutes, Malagar Kamefaidima Guia, Hector Epaison. Din cauza lipsei de dovezi, nu știm exact care a fost originea și cum arătau formele inițiale a familiei limbilor eline. Există câteva teorii despre ce grupuri de dialecte eline ar fi existat între despărțirea vorbirii grecești primare din limba indo-europeană.
dar nu mai târziu de anul 2000 înainte de Hristos, în aproximativ 1200 înainte de era noastră. Aceste dialecte au aceeași bază, dar diferă în unele detalii. Singurul dialect atestat din această perioadă este cel minecian, dar relația lui cu dialectele istorice și cu circumstanțele istorice ale timpului sugerează faptul că existau deja și alte grupuri de dialecte într-o anumită formă. Grupurile majore de dialecte ale perioadei limbii grecești vechi se presupun a fi dezvoltate numai târziu de 1100 înainte de Hristos, în timpul invaziei doriene, și apar pentru prima oară documentate în scriere alfabetică începând cu secolul 8 înainte de Hristos. Chiar vechii greci înșiși considerau că există trei mari diviziuni ale populației grecești: dorienii, eolienii și ionienii, fiecare cu propriile lor dialecte definitorii. Latina. Equidem nullum aliud consilium nisi mali vestri impediendi dineo. Equidem nullum aliud. Faimoasa limbă latină s-a născut și a fost vorbită în regiunea din jurul Romei numită Latium, de unde provine și denumirea de latină. Latina a coexistat o perioadă istorică de jumătate de mileniu împreună cu celelalte limbi peninsulare: etruscă, ligurică, leopontică, liburniană și iliră în nord, umbriană, oscană, mesopică și sicelă în sud. Timp de 5 secole, latina a evoluat devenind lingua franca a Imperiului Roman împreună cu limba greacă. Lingua franca este considerată orice limbă utilizată pentru comunicarea între oameni care nu au o limbă maternă comună. Un exemplu bun ar fi engleza de astăzi. Cu toții vorbim limba engleză atunci când plecăm în concediu în afara țării, aproape indiferent de ce naționalitate suntem noi sau persoanele cu care ne întâlnim. După cum bine știm, latina funcționează în general prin adăugarea unor terminații la un radical fix. Schimbarea terminației substantivelor și adjectivelor este numită declinare, în timp ce cea a verbelor conjugare. În Occident, pentru mai mult de 1000 de ani, latina a fost lingua franca, fiind limba învățată și vorbită pentru conducerea treburilor bisericii romano-catolice și soluționarea problemelor de ordin științific, cultural și politico-juridic. În prezent, în țara noastră, această limbă este o disciplină pentru elevii de clasa a 8-a. Mai târziu, latina a fost înlocuită de franceză în secolul al XVIII-lea și de engleză la sfârșitul secolului al XIX-lea. A rămas limba formală a Bisericii Romano-Catolice chiar și în ziua de astăzi, ceea ce include și statutul său de limbă oficială a Vaticanului. Limba nordică veche, limba vikingilor. Limba nordică veche este o limbă germanică de nord care a fost vorbită de scandinavi și de locuitorii teritoriilor ocupate de vikingi până prin 1300. Schimbările care deosebesc limba nordică veche de limba proto-nordică au fost determinate cam prin secolul al VIII-lea, iar a doua perioadă de tranziție a fost de la mijlocul până la sfârșitul secolului al XIV-lea, când limbile germanice de nord moderne s-au izolat într-atât încât au devenit limbi de sine stătătoare. Cu timpul, limba nordică veche s-a împărțit în limba suedeză, limba daneză, limba faroeză, limba islandeză și limba norvegiană, limbi care se folosesc în prezent. Limba aztecă. Ni Diego Iwan Ashkan ni nomachtihtika mexicano tlahtoli. Ahuel nechpactia inin tlahtoli pampahuel cualtzin. Nahuatl a fost limba vorbită de poporul Imperiului Aztec, care a perseverat pentru o jumătate de mileniu. Este încă vorbită astăzi de aproximativ 1,5 milioane de persoane sau 1,7 din totalul populației Mexicului. Nahuatl face parte din familia Uto-Aztecan, una dintre cele mai mari familii de limbi. Familia Uto-Aztecan sau Uto-Nahuan include mai multe limbi din America de Nord, cum ar fi Comanche, Șoșone, Paiute, Tarahumara, Kola și Huicol. Limba sumeriană. Zumra rashupti ilatim, litait belet ishi rabit igigi. Ishta zumra rashupti ilatim, litait belet nishi rabit igigi. Limba sumeriană este o limbă desăvârșită. Pentru început, este una dintre primele limbi, dacă nu chiar prima, care și-a dezvoltat un sistem de scriere în circa 3200 înainte de Hristos. Este vorba de scrierea cuneiformă.
în continuare este o limbă care nu are conexiuni cu vreo altă limbă a popoarelor vecine, precum asiriană, babiloniană, ebraică, acadiană, neavând vreo altă legătură nici măcar cu altă limbă a vreunui popor mai îndepărtat, fiind o limbă cu adevărat unică. Limba sumerienilor este o limbă aglutinantă, în care raporturile gramaticale se exprimă prin atașarea sufixelor, infixelor sau prefixelor la rădăcina cuvintelor, păstrând rădăcina intactă. Pentru a înțelege cât de cât cum ar suna această limbă străveche, ar trebui să ne gândim la limbile turcă sau tătară, care sunt și ele limbi de tip aglutinant. Sumeriana s-a vorbit din al 3-lea mileniu înainte de Hristos până prin secolul al 17-lea înainte de Hristos, fiind treptat înlocuită de acadiană. Totuși a mai fost utilizată ca limbă literară, științifică și religioasă în Mesopotamia până către sfârșitul primului secol după Hristos. Evoluția limbajului este unul dintre lucrurile care ne-au distanțat de restul altor vietăți și ne-au adus mai aproape. Ca un exercițiu de imaginație, încercați acum să exprimați o propoziție completă prin mimică. Nu cred că ar înțelege nimeni exact ce ați vrea să spuneți, nu-i așa? Liniuțele la volum se mișcă, da? Urlă niște copii afară, sper că voi nu-i auziți. Și ce înregistrăm? Cel cu limbile dubla 1. Ok? Nu contează. Să fim sinceri, nu cred că am... Dă-i pe mut. Nu mai atinge ăla niciodată. Știu, dar s-a mișcat cadrul. Dacă te miști, mă faci să mă uit la tine.